foarte mult ne place să ne jucăm pe afară, să facem excursii, plimbare în aer liber. Jucându-ne, privim cerul și ne punem întrebări. De ce oare cerul noi îl vedem de culoare albastru? Deoarece lumina soarelui este formată din cele 7 culori. Știți ale cui sunt? Ale curcubeului. Aerul nu lasă să treacă toate aceste culori, însă albastru este unica culoare care trece prima și ajunge la ochiul nostru. De aceea vedem cerul de culoare albastru. Dacă privim copii pe cer, observăm nouăraș. Și de ce oare norii îi vedem de culoare alb? Fiindcă norii sunt alcătuiți din apă sub formă de picături mici și de cristale de gheață, care reflectă toate culorile din razele de soare. Când aceste culori ajung toate în același timp la ochii noștri, amestecul lor pare să fie alb. De aceea și norii, noi îi vedem albi. Dar ia priviți, au forme diferite. Aceștia copii sunt niște nori de ploaie. Norii sunt de culoare gri. Cei gri, noi știm că sunt plini cu apă. Ia să vedem peste tot cerul. E gri, e închis, a ploaie, așa zicem noi. Norii copii a adus ploaia mult așteptată pentru toate plantele și animalele. Priviți cum plouă! Întrebat copii vreodată de ce nu cad copacii? Fiindcă au un secret bine ascuns în pământ. Acest secret sunt rădăcinile care se înfigă în sol și se agață de el ca niște gheare. Prin ele, copacii se hrănesc absorbind din pământ apa și săruri minerale. De ce cad frunzele copacilor toamna? Pentru a se adapta la frigul iernii, copacii trebuie să facă economie de energie. Astfel, renunță la ceea ce le este inutil. Frunzele, care primăvara viitoare, vor crește la loc, pentru că ele consumă iarna energie în zadar sau degeaba, cum zicem noi. Așa că arborii le lasă să cadă. Ia priviți, copii, iarba noastră e moale. De ce oare? Iarba este verde. Iarba conține o substanță, clorofilă se numește, care transformă căldura și lumina soarelui în hrană pentru plante. Ea este verde, împrumutându-și culoarea ierbii și tuturor celorlalte plante. De aceea toate plantele, copii, și frunzele sunt de culoare verde.